Încheiem, domnule ministru, discuția referitoare legată de relațiile externe ale României cu prioritățile în politica externă, dacă puteți puncta care ar fi punctele importante pe agenda dumneavoastră. Avem o ședință comună de guvern de organizat în septembrie cu Republica Moldova, prima din istorie. La Galați. Înțeleg. Cred că acolo va fi. Ne bucurăm că la ultimul Consiliu European a fost adoptată inițiativa română-austriacă, mă rog, strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Asta ne va da foarte mult de lucru pentru regularizarea și dezvoltarea infrastructurii pe segmentul românesc al Dunării. De ce la Galați? Pentru că e pe Dunăre și pentru că, într-adevăr, prin această strategie am vrea să direcționăm anumite proiecte și către Republica Moldova. Altfel, sigur că ne continuăm ofensiva pe Schengen cu un optimism justificat, zic eu, pentru că probabil în luna septembrie la Consiliul Justiției și Afaceri Interne va fi adoptată o decizie în acest sens. Lucrăm cât se poate de deschis cu acele state membre care și-au manifestat neîncrederea în capacitatea noastră de a păzi eficient frontiera Uniunii. Da, aici totul va depinde sau esențial va fi raportul pe justiție care urmează să fie dat publicității în luna iulie. Este adevărat, noi n-am acceptat noi condiționalități, suntem pregătiți tehnic. Parlamentul European a fost de asemenea sediul unui vot politic majoritar favorabil, însă e adevărat că acele state membre care s-au îndoit de capacitatea noastră dincolo de excelența infrastructurii tehnice au pus problema corupției în vâm și așa mai departe. Tot ele au fost impresionate de curățenia făcută acolo și de voința politică a actualului guvern de a lăsa justiția să lucreze, indiferent de apartenența politică a vreunui politician acuzat de corupție sau de instituția vizată. Ați văzut foarte bine proporțiile curățeniei care s-a făcut în Vâm, în Poliția de Frontieră și asta până la urmă ne crește credibilitatea. Cu o precizare, tot aceste țări spun prin reprezentanții lor că așteaptă să fie pronunțate și sentințe în aceste cazuri, indiferent de condamnare, de achitare, dar justiția să le rezolve rapid, într-un fel sau altul. Mica reforma justiției operează, instanțele au obligația de a da termene mult mai scurte și presupun că și în această serie de dosare se va ajunge la o concluzie rapidă.